Bună! Dacă vrei să vezi cum am realizat acest machiaj inspirat de prezentarea Christian Dior de primăvară vară 2012, rămâi următoarele 5 minute și vei vedea că nu este foarte greu. În plus, o să-ți dau un mic sfat despre cum să faci atunci când vrei să porți buze roșii și să țină toată ziua. O să folosesc Studio Fix Fluid de la MAC. Îl aplic pe mână și cu pensula mea preferată, 187. Studio Finish Concealer de la MAC. Îl încălzesc puțin. Produsele sunt mult mai bine aplicate atunci când sunt calde. De-aia se recomandă ca corectoarele să fie aplicate cu inelarul. Dar eu nu vreau să mă murdăresc. Și atunci aplic cu pensula. Am terminat cu corectorul. Vreau să pun puțin iluminator. High Beam, Mostra. Ochii erau structurați, nu cu produse foarte, cu produse mate din ce am văzut. Așa că o să-mi iau, am un quad pe care mi l-am făcut singură de la MAC și am aici niște culori neutre. Cork, Soft Brown, Grain și Brulé. Aplic Brulé pe toată pleoapa. Ca bază, pentru că înainte mi-am dat cu corector și, mă rog, am venit eu cu pudră peste, dar vreau să fiu sigură că nu se va strânge și ce voi aplica acum nu va pleca nicăieri și nici nu își va pierde din intensitate pe parcursul zilei. Bun. Și o să iau cu altă pensulă, Soft Brown. Ok, o să iau Cork, pentru că așa mi s-a părut mie că arăta. Cork e puțin mai închis. Ok. Mai departe o să-mi dau cu rimel. Și acum să trecem la buze. Să vedem ce ne trebuie pentru a crea niște buze care să ne reziste toată ziua. Și aici mă refer la culoare. Ok, știm că vrem să le facem roșii, dar ce ne trebuie pentru asta? Un creion, neapărat. Neapărat vom folosi corector și pudră. Și ordinea este următoarea. Iau pensula de corector sau poți să iei chiar cu degetul, cu inelarul. Îmi anulez total culoarea buzelor. Vin cu pudră peste, de preferat cu un buretel, dar n-am la îndemână acum.
Ok. Și acum, cu corectorul, vei desena conturul. Eu am de la MAC, se numește Red. Umplu buza cu acest corector, apoi cu vârful, deci îți trebuie un corector ascuțit foarte bine, mai trasez odată doar conturul. Te asiguri că atingi și colțurile gurii. În general, rujurile, mai ales cele mate, tind să usuce, rujurile mate tind să usuce buzele. Și o altă problemă este, acestea fiind foarte uscate, poate și buzele și rujul, să ai problema de a ți se întinde rujul în crăpăturile buzei sau mai mult, dacă ai riduri în jurul buzelor, să ți se întindă rujul în acele riduri. Este foarte urât, mai bine nu te mai dai cu ruj. Dar există un mic truc pe care poți să-l faci. Iei o pensulă, de preferat una mai subțire, de corector, eu o să iau pe aceasta, și cu corector vii în jurul buzelor și astfel îți vei corecta și eventualele greșeli făcute. Și trasezi în jurul buzelor și astfel creezi o barieră. Cam asta este machiajul. N-am observat să fi fost urme de blush, drept pentru care o să mă limitez poate doar la un bronzer. Un pic de Estée Lauder Terracotta. Nu Terracotta, Tender Blush. O să găsiți pe site. Ok. Și nu mai am decât să împrind părul. Sau poate îl las așa într-un coc neglijé. Asta cred că o să vină pe partea asta înaltă.